Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Astăzi este ultima zi de înregistrare prealabilă pentru cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care se află în străinătate sau domiciliu în localitățile din stânga Nistrului și intenționează să voteze la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie. Astfel, cetățenii sunt invitați să completeze formularul de înregistrare online la rubrica Înregistrare prealabilă de pe site-ul alegător.md. Înregistrarea poate fi efectuată și pe suport de hârtie prin depunerea unei cereri semnate individual sau colectiv la Comisia Electorală Centrală sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova. Cel târziu, cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, alegătorul poate anula înregistrarea efectuată anterior. În cazul în care, în ziua alegerilor, persoana înregistrată se va afla în țară, aceasta va putea vota conform domiciliului. Potrivit informațiilor oficiale, până astăzi, la ora 9, s-au înregistrat aproximativ 20.000 de persoane, iar cele mai multe cereri au venit de la oamenii aflați în țările europene. Municipiul Orhei va deveni o zonă turistică pentru întreaga regiune, iar orașul va fi transformat în Monaco, așa cum s-a promis. Declarația a fost făcută de către primarul municipiului Orhei, Ilan Șor, în cadrul emisiunii Ora Primarului de la Orhei TV. Ce ține de declarațiile sale despre transformarea orașului în Monaco, primarul municipiului Orhei, Ilan Șor, spune că nu este deloc o glumă. În următorii 3 ani va fi implementat un proiect grandios care va atrage turiștii din țările vecine, România, Ucraina și nu doar. Noi suntem în Monaco doar că în proporții de 3%, dar eu vreau să ajung până la 100%. Pentru viitor am un proiect și mai ambițios, care va face din Orhei o zonă turistică pentru întreaga regiune, pentru Ucraina, România. Va veni foarte multă lume. Elaborăm acum un proiect grandios, dar încă îl ținem în secret. Un alt proiect de avangură pe care se ambiționează să-l implementeze primarul ține de reconstruirea infrastructurii municipiului. Potrivit lui, cele 5 sectoare din localitate vor fi modernizate și restaurate complet, iar străzile vor fi de nerecunoscut. Vom intra în cartier și până nu îl refacem, nu ieșim de acolo. Timp de un an trebuie să facem tot. Vom moderniza grădinița, vom repara toate drumurile, trotuarele, înverzirea cartierului, refacerea scoarurilor. Adică tot ce trebuie de făcut în acest cartier. În cadrul emisiunii, Ilan Șor a vorbit și despre transportul gratuit pe care l-a făcut orheienilor. De anul nou, locuitorii mei iubiți au primit cadou un nou și confortabil tip de transport. Cel mai important este că în orele de vârf, când oamenii merg la serviciu și când se întorc de la serviciu, noi am dat posibilitatea să circule gratuit, așa cum și-am promis. Eu sper că la toți le place și cel mai important pentru mine este faptul că acesta este primul tip de transport public oreșenesc care este gratuit. Se au în vedere microbuzele, pentru că la ziua de azi așa ceva în țară nu mai există. Aceasta este și proprietatea locuitorilor noștri, a orașului nostru, 37 de unități de transport. De asemenea, Ilan Șor a menționat și despre târgul de Crăciun de la Orheiland, care este cel mai frumos târg din țară ce oferă vizitatorilor o mulțime de atracții și programe artistice gratuite, dar și despre concertele grandioase ale lui Stas Mihailov, organizate gratuit locuitorilor din municipiul Chișinău, Bălți și Comrat. După ce Stas Mihailov a concertat la Orheiland, reprezentanții noștri de partid au primit o mulțime de mesaje de supărare și nemulțumiri de ce noi nu putem organiza concertele lui Stas Mihailov și în alte raioane, pentru că mulți nu au avut posibilitatea să vină la Orhei și așa noi am hotărât să organizăm și în alte localități concerte. Sărbătorile nu au trecut fără surprize nici pentru Ilan Șor. De anul nou, edilul municipiului Orhei a fost plăcut surprins de familia sa. Cel mic mi-a făcut un tablou în diferite culori, iar deasupra, din vată, a fost lipit Moș Crăciun. Este deja la mine în birou. Fetița mi-a făcut cadou un căluț mic, colorat, pe care îl păstrez pe masa de lucru, iar soția mi-a făcut cadou o scurtă.
Și în viitor, Ilan Șor a spus că are planuri ambițioase. Acesta a promis că după alegerile parlamentare din 24 februarie va realiza obiective similare la nivelul întregii țări, mai ales că va avea împuterniciri mai mari. Potrivit lui, vor fi introduse monopoluri de stat la comerțul produselor de tutun, alcoolului, carburanților, de asemenea vor fi create fabrici și uzine de stat. Caz tragic la Săniuș, o minoră de 5 ani și-a pierdut viața, iar un băiat de 17 ani se află în stare gravă la spital după ce au fost tamponați de un BMW în timp ce se aflau la Săniuș. Cazul a avut loc în seara zilei de ieri pe traseul Chișinău-Ungheni, în apropiere de localitatea Sipoteni, raionul Călăraș. Un copil a decedat, iar altul a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină la Săniuș. Tragedia a avut loc ieri seara, în jurul orei 8:35, la ieșirea din satul Sipoteni, pe traseul Chișinău-Ungheni. Copiii au ieșit cu sania în drumul principal și au fost tamponați de un BMW condus de un locuitor al municipiului Chișinău, în vârstă de 28 de ani. Copiii au fost transferați cu diverse traumatisme la spitalul raional Călăraș, dar fetița a decedat spre spital. Șoferul nu avea viteză excesivă și nu consumase băuturi alcoolice. Tânărul a rămas la fața locului până la venirea oamenilor legii. Pentru a stabili toate circumstanțele, pe acest caz a fost pornit un proces penal, iar șoferul este cercetat în stare de libertate. Zi cu ghinion pentru trei șoferi. În imaginile prinse de echipa noastră de filmare se vede un accident în lanț cu implicarea trei automobile care a avut loc în această dimineață la intrarea în satul Chetrosu. Accidentul a avut loc în jurul orei 8. Potrivit ofițerului de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, vinovați ar face șoferul automobilului de model Audi, în vârstă de 27 de ani, care nu a respectat distanța dintre mașini și a tamponat din spate un Opel. La rândul său, șoferul mașinii Opel, în vârstă de 41 de ani, a lovit Volkswagenul care venea din sens opus. În consecință, automobilele de model Audi și Volkswagen au ajuns într-un șanț. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Poliția cercetează în continuare cazul, iar șoferul vinovat se va alege cu 6 puncte de penalizare și o amendă de 1.500 de lei. Chiar dacă mini-vacanța de iarnă abia s-a încheiat, iar bugetarii de astăzi merg la muncă în regim normal, unii dintre ei deja se gândesc la următoarele vacanțe. Nu este întâmplător, așa cum zilele libere din acest an vor fi mai multe decât în anii precedenți. În anul 2019, salariații din Republica Moldova vor beneficia de 3 zile libere suplimentare pe lângă cele prevăzute de Codul Muncii. Este vorba despre zilele de 30 aprilie, 10 mai și 26 august. Acestea vor fi recuperate în 3 sâmbete. La începutul lunii martie vom avea o mini-vacanță de 3 zile, 8-10 martie. La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, moldovenii vor putea beneficia de o vacanță. În perioada 27 aprilie, 12 mai, din totalul de 16 zile, doar 4 vor fi lucrătoare. Asta pentru că pe 28 aprilie este sărbătorit Paștele. Prin urmare, și 29 aprilie va fi liberă, iar ziua de 30 aprilie, conform deciziei guvernului, va fi recuperată în data de 13 aprilie. Totodată, ziua de 1 mai este liberă, potrivit Codului Muncii. Astfel, în săptămâna dintre Paște și Paștele Blajinilor, doar 2 zile vor fi lucrătoare, 2 și 3 mai. Următoarea săptămână începe iarăși cu ziua de luni liberă și se încheie cu o mini-vacanță de joi până duminică inclusiv. Astfel și de această dată se va lucra doar 2 zile, 7 și 8 mai. Prin urmare, în această perioadă puteți să beneficiați de un concediu de 16 zile, cerând de la angajator doar 4 zile libere. În acest an, cu siguranță putem să spunem că 1 iunie va fi zi liberă și nu va trebui recuperată într-o sâmbătă, conform tradiției din ultimii 3 ani. Asta pentru că ziua copilului va fi marcată sâmbătă. La sfârșitul lunii august, la fel vă puteți delecta cu o mini-vacanță luată în condiții avantajoase. Guvernul a decis că 26 august este zi liberă cu recuperare. Prin urmare, în perioada 24 august-1 septembrie, din totalul de 9 zile, doar 3 vor fi lucrătoare, 28, 29 și 30 august. Astfel, luând doar 3 zile libere de la job, vă puteți organiza o vacanță de 9 zile pline cu soare. În octombrie,
locuitorii Chișinăului vor avea încă 3 zile libere pentru că hramul orașului va fi marcat într-o zi de luni. La sfârșit de an puteți să aveți liber 5 zile consecutive folosind doar 2 zile de concediu. Crăciunul pe stil nou este într-o zi de miercuri, prin urmare, în perioada 21-25 decembrie doar 2 zile vor fi lucrătoare, 23 și 24. Reprezentanții Centrului de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor în Bolonia îi întâlnesc la Aeroportul Internațional Chișinău pe ultimii din cei 500 de câștigători ai tombolei de Crăciun, dedicată sărbătorilor de iarnă. Tombola este organizată pentru a duce acasă moldovenii norocoși care au beneficiat de bilete tur-retur Italia-Moldova. De la primul pasager, toți sunt întâmpinați în mod deosebit la Aeroportul Internațional Chișinău de reprezentanți ai centrului cu pâine și sare, muzică lăutărească și cu tradiționalul Bine ați venit acasă! Ne place să venim aici pentru că aici este locul unde își dau întâlnire emoțiile a celor care pleacă, dar mai ales a celor care se întorc la casele lor. Probabil că să poți veni acasă sau, mai bine zis, să-ți ofere cineva în dar posibilitatea să fii alături de familie și de oamenii dragi este cel mai frumos cadou de sărbători care poate fi. Este adevărat acest lucru sau nu? Aflăm imediat chiar de la persoanele care acum câteva minute au coborât din aeronavă. Posibilitatea să mă întâlnesc cu copiii, cu fata, cu ginerile, cu nepoții care am plâns. Doamne, cele mai frumoase sărbători. Eu cred că ca o bunic să facă cadouri pentru copii, noi așteptăm sărbătorile ca copiii cei mici. Vin o dată pe an, în mod normal, acasă, pentru că aici mai am familia. Nu mă așteptam la așa surpriză. Mi-a fost foarte binevenit acest cadou. Foarte. Aceste bilete dus și întors. Sunt foarte mulțumită. A fost o surpriză neașteptată. A fost un șoc pentru noi. Ne-a sugerat să participăm tata. El ne-a trimis linkul concursului și iată, am decis să ne încercăm soarta. Pentru prima dată în ultimii 15 ani de când muncește în Italia, Natalia va petrece Crăciunul acasă, alături de familia sa și de rudele, care au venit tocmai de la Pelinia Drochia să o întâlnească la aeroport. Este o emoție nemaipomenită. Vă sunt recunoscătoare. Cred că recunoștința nu are nevoie de un discurs special, pentru că ea se exprimă mai ușor printr-un zâmbet, printr-o strângere de mână, printr-o îmbrățișare. Sunt emoții de nedescris. Ne-am bucurat, nu ne-am așteptat. A fost o surpriză. Fiind printre străini de mai bine de 10 ani, Olga este așteptată acasă de mama, pe care nu a văzut-o de mai bine de 2 ani. Mama mea locuiește aici singură. Este un ajutor foarte mare atunci când cineva te ajută și îți oferă posibilitatea să revii în țară, pentru că nu toți pot reveni. Mulțumesc mult lui Lanșor pentru tot ce face. El a format așa o echipă care poate face ceva pentru oameni. Aici în Moldova astfel de oameni sunt foarte puțini. Cei de la Centrul de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor în Bolonia spun că scopul tombolei organizate nu este doar suportul moldovenilor din Italia de a veni acasă doar de sărbători. Deci este chiar o familie din Milano care dorește la momentul actual să se stabilizeze pentru totdeauna în Republica Moldova și să abandoneze deja diaspora. Deci ăsta este momentul pe care noi l-așteptăm ca persoanele care revin în țară să rămână definitiv acasă. Iar pentru ca vacanța de acasă să fie una și mai specială pentru fiecare dintre câștigătorii tombolei, este organizată în 3 etape o excursie de neuitat prin orheiul de iarnă modernizat, care mai nou, în această perioadă, găzduiește și cel mai frumos târg de Crăciun din țară de la Orheiland. Reamintim că tombola de anvergură, care aduce moldovenii acasă de sărbători, a fost inițiată de Centrul de Reprezentare și Susținere a Concetățenilor din Bolonia și face parte din programul Casa mea e Moldova. La concurs au participat cetățenii care locuiesc la Roma, Milano, Bolonia, Veneția și Torino, iar cele 500 de bilete au fost câștigate de cei mai norocoși dintre participanți. Centrul a fost deschis la inițiativa primarului municipiului Orhei, președintele partidului politic Șor, Ilan Șor. Aglomerație la concertul interpretului rus Stas Mihailov la Aeroportul Internațional Chișinău. Chiar dacă afară gerul a pișcat de obraj, fanii au venit din toate colțurile țării doar ca să-l vadă pe viu pe îndrăgitul artist. Spectacolul a fost posibil grație partidului Șor și a candidatului formațiunii la parlamentare Petru Jardan. Acesta este deja al patrulea concert susținut de Stas Mihailov în Moldova.
Незнакомые все лица, а душе моей не спится, не я проколачиваю зря. Seara incendiară la Chișinău, oferită de către interpretul Stas Mihailov. Oamenii au profitat de ziua liberă, nu s-au temut de gerul de afară și au venit cu micul mare la marele concert. Artistul din Rusia i-a încântat cu piesele sale renumite. O veselie frumoasă, eu uite tare multă lume este. Bravo, bravo, lumea s-a adunat multe. Așteptăm ca să ascultăm un interpret de muzică. Este artist al Rusiei, este artist emerit al Rusiei. Stas Mihailov este considerat drept artistul cu mare priză la femei pentru că repertoriul său conține o mulțime de piese de dragoste și piese dedicate sexului frumos. Astfel, la concert au fost prezente nenumărate fete și femei. Aproape toate spun că știu pe de rost cântecele artistului. E un om deosebit, cântă foarte frumos. Nu văd, e vse, eu hajui în tvoiei jizni, și mai sunt alte. Îi cunoaștem aproape toate piesele, sunt foarte frumoase. Ca să-l vadă pe viu pe marele star al estradei rusești, unii au venit de departe la Chișinău. Am venit din Moscova pentru a petrece sărbătorile aici. Este un cadou de la cei dragi. Practic, da, подарок получается. Pentru muzică am venit. Toată viața am așteptat să-l vedem pe Stas Mihailov. Vrem să vedem un concert frumos. Acesta este deja al patrulea concert susținut de către Stas Mihailov în Moldova de la începutul sărbătorilor de iarnă. Interpretul a încântat publicul de la deschiderea târgului de Crăciun de la Orhei, iar mai apoi a oferit un spectacol de excepție pentru locuitorii din Comrat și Bălți. La toate concertele, artistul a adunat mii de moldoveni din toată țara. Spectacolele au avut loc grație partidului politic Șor și al președintelui formațiunii Ilan Șor. Atât pentru această oră, ați urmărit știrile orei 13 la Orhei TV. Eu sunt Irina Staver și numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și la ora 20 cu noi știri. Până atunci, o zi frumoasă să aveți. La revedere! Acest program poate fi... Если вы так же, как и я, любите зиму и снег, то в Лапландии вы будете себя чувствовать, как рыба в воде. Снега здесь столько, что мало не покажется. Ну а тем из вас, кто хочет не просто снежной зимы, а чего-то эксклюзивного во время своего зимнего отпуска, Лапландия предоставит уникальную возможность остановиться в отеле, созданном из настоящего снега. Мы прибыли в потрясающе интересное место, снежную деревню. Здесь все коттеджи выполнены из льда. Вот эти стены, мне кажется, не меньше 2 метров в толщину. Они защищают тех, кто внутри ночует, от наружного холода. О, мне пришла в голову отличная идея, как это проверить. Мой рост 1,60 м. Ну как? Мне кажется, я преувеличила. Стены поменьше, чем 2 метра. Холодно, между прочим. Не знаю, как там внутри можно ночевать. Ой, смотрите, везут туристов, проживающих в этом отеле.
Многие люди любят Финляндию. Здесь зимой так хорошо, что перезагрузка происходит автоматически. Тут полным-полно гостей из жарких стран, ведь там им никогда не увидеть столько снега и не ощутить такой живительной силы северной природы. Оказывается, не так-то просто сюда попасть. Все места забронированы задолго до начала зимы.